Și acum ai înțeles cine ai fost în lumea asta, acum aici. Ai sărit, ai făcut Quantum Leap, acolo unde ai fost crainic de televiziune sau de cum se zice, da? Ai și imaginea omului în față, masca care s-a folosit de locul tău. Ce ți-a plăcut ție? A fost luat de cineva, nu în sens urât că omul o să moară acum, o să ia în freză și da, că ți-a folosit masca ta, forma și mintea, ok. Ci omul se duce în lumea lui, la strămoșii lui care sunt minunați și cântă și îl încântă și îl transformă sau o transformă în cine a fost de obicei și trebuia să fie sau va fi, nu știu ce am zis acum, dar am fost dată peste gură, da, să nu vorbesc. Bun. Și tu ai nimerit în lumea unde ai fost dintotdeauna cranică de televiziune, ceea ce nu mai e acum, e de-aia înregistrez pentru că ți-a rămas... Asta ziceam, fiecare o să-și simtă profesionalismul, de-aia sare în ce simți, lucrezi ce simți, te bagi să faci ce simți, dincolo de ce ai făcut, plus, da, cumva se upgradează și ești acolo și aduți aminte din copilărie, tinerețe, dorințele tale, ce vroiai să fii, da, și ai avut blocaj, acolo, domnule, am vrut și când am încercat un blocaj, am zis, na, bun, atunci nu e pentru mine, nu e despre mine, acolo te duci, da, să zicem, cineva vroia să conducă o mașină și a încercat și nu a mers. Acolo te duci. Tu ești Schumacher, știi? Nu e ceea ce a fost până acum. De-aia și pățit ce a pățit. Nu e drumul lui. Înțelegi unde suntem? E foarte dur, dar frumos. Și omul nu se chinuie în lumea asta că i-a dat peste cap cineva sau nu. Au fost date peste cap energiile în 3D. Nu s-a folosit nimeni special. Încă o dată. Sunt magii minunați care... Asta e. A trebuit să facă așa ceva. Să jăcmănească și să... Știi? E altfel energiile erau. Și acum revine la loc totul. O să ne trezim minunați de cine e Schumacher, de fapt. Poate fi o schumacheriță. De schimbări majore, majore, majore. În orice. În tutti di tutti. Așa, asta vreau să zic. Uite ce screenshot mi-a făcut. Da... Și acolo ești și îți recapeți masca ta, cine ești tu și cum ești și mergi mai departe. Și cine s-a folosit se sparge ca un balon, locul ăla. Și omul e în lumea lui și se trezește că a fost cineva. Aha, așa e. Se trezește că a fost, cum m-am trezit eu, că am fost, nu știu ce, cântăreață de operă, balerină sau actriță sau regizor, da? Și eu am fost dictor de radio, televiziune, de, știi? Acum asta înțeleg unde e. Doamne, ce nebunie în cap e. Da, pentru că am schimbat punctul de aterizare al meu, da, și sunt un pic amețită. Piruete, am făcut la piruete de mamă. Ok, gata, mai vorbim.